El, ca de obicei, era foarte agresiv. Foarte greu. Am trăit 18 ani, dar foarte greu. Am fost fugărită, am fost bătută. Îmi pare rău de ceea ce s-a întâmplat, că am ajuns la așa o situație, dacă nu eram eu. Nu a fost, nu era el, eram eu, sau invers. Niciodată să nu răbde. A fost prima palmă să urmeze și a doua. La penitenciarul numărul 7, Rusca, am ajuns în ajunul Zilei Internaționale pentru Eliminarea Violenței asupra Femeilor. Este singurul penitenciar din Republica Moldova destinat în exclusivitate femeilor. Aici aflăm că 25% dintre condamnate își ispășesc pedeapsa pentru omorul soților. Am cunoscut 3 femei condamnate pentru omor. În toate aceste cazuri, crimele au fost comise în zile de sărbătoare, când soții lor, după ce consumaseră alcool în exces, le-au agresat cu violență, de altfel ca de fiecare dată pe parcursul anilor de viață în doi. Astăzi, toate 3 ispășesc pedepse aspre cu închisoarea, de la 10 la 12 ani. A fost într-o zi de duminică, am fost chemat, eu și soțul, am fost chemat la soacră. Ne-am dus pe la amiază, am stat la masă, am servit. Dumnealui, el, soțul, mi-a servit mai mult. În spusare am venit acasă. Cât am stat la soacră, nu ne-am spădit, că el, ca de obicei, era foarte agresiv. Foarte greu. Am trăit 18 ani, dar foarte greu. Am fost fugărit, am fost bătută. În anul 2019, pe 30 ianuarie, la orele 7 seara, adică noi de dimineață, de 30 ianuarie, am stat cu mătușa, cu copiii. Seara, pe la 7, s-a auzit plângând copilul în casă. Eu, repede de la sora, de la mătușa, să intru repejor în casă să văd ce plânge copilul. Copilul mi-a spus că s-a lovit la mână de la garderob. În momentul acesta nu ne aduc aminte, că am înfipt eu pe soț cu cuțetul, nu ne aduc aminte dacă am fost eu cu cuțetul în mână, că să-l înfipt. Și câteva minute am luat copilul, m-am dus înapoi la mătușă, am stat, am plâns și m-am dus să văd și faci soțul. Soțul era întins în pat, cu ochii deschiși și i-am strigat la dânsul pe nume, nici o reacție vitale, nici o reacție nu a avut. Eu am început a pune mâna pe telefon și am sunat la 112 și am spus că soțul este mort. Am stat la masă de sărbătoare puțin, după care am mai servit puțin adăugat la ce își avea în cap. S-a iscat o ceartă, nu mi-aduc aminte care. Și atunci am încercat să ia cuțitul, să... Am văzut cum se îndrepta înspre mine. Ia cuțitul și atunci cuțitul era lângă mine, la cuțitul și nu știu cum a fost. E foarte trist că să ne mintesc. Da, mătușa a chemat salvarea, a chemat poliția fața locului, dar el deja era mort. Fiecare dintre cele 3 omoruri a fost spontan, având loc după despărțiri, separări, divorțuri, dar mai ales după apeluri repetate la poliție. Apeluri care nu au contribuit la îmbunătățirea vieții sau relației dintre soți. M-am adresat la poliție de multe ori, dar știți, era un fel de brăconier. El a stupat toate aiestea, că se rupeau cererile și chiar am fost cu soacra bătută amândouă. Și amândouă am fost la poliție și i-a spus că nu se atingă de noi, nici să se ia. Nu a trecut un moment care, da, într-adevăr, dar pe urmă iar să-și povestie. Cum servie, cum gata de mă... Vinem de la muncă, de la lucru, și-l găsăm dormind cinstit. Apoi trebuie să văd, să deschid gazul la cimitir, să las poarta deschisă. Să spun că am avut greu mi-a fost, dar... Casa era lângă cimitir? Da. Eu trăiesc lângă cimitir și multe ori când făgem lângă cimitir, stăteam pe la 2-3 de noapte.
Mama mea trăie mai departe de mine. Dar pentru ce nu sta Mariana, nu sta în cimitir, vine la mine, dar nu mă ducem de atât, știm că el vine și face scandal și nu voiem nici pe mama să obișnuiască. Și rădam. Câteodată mă ducem și stătem până la dormie, așa până în casă. Băietul nu-i face nică, mă rog. Și mi-a fost foarte greu, dar răbdat. Mult în ce Mariana leapă, dar du-te pe hotare. Cum să lepă? Eu băietul n-am putut să lepă. Știi, și mâine lepă. Spune să zic băietul și mele lepă, dar și te-ai dus și n-am putut. Am răbdat, dar pentru copil mai mult am răbdat. Nu mi-aduc aminte, că am spus că eu le-am înfipt, deoarece nu știu. El deseori mă bătea. Era violență în familie, totdeauna mă bătea, eu alertam de fiecare dată. Poliția. Am anunțat poliția că în 2018, când am fost bătută de el, am fost cu mâna frântă. M-a lovit și m-a pălit cu mâna de garderob. Atunci au fost sud, a spus ca să le dă vreo 3 ani de închisoare. Eu am fost și am iertat. Am spus că iert, că deoarece am 2 copii și vrem să-i creștem cu mamă și cu tată. După al doilea copil, de-am băiatul a început să meargă amândoi. El a început cu palmă, cuvinte urâte, să adreseze în privința mea. Eu am trăit la mamica mea 5 ani. Mama mă vedea când el mă lovea, dar îi spunea, nu se poate sau... Și el mai deseori mă lovea când mamica mea era acasă. Părinții, surorile, nu eram nimeni. Mă întreba de ce ești vântă la ochi sau la mână sau la picior. Eu spuneam că m-am pălit sau... Din astea. Îl ascundeam de tot timpul, adică nu-i spuneam niciodată părinților ce se întâmplă. Și că am ajuns la, nu știu, la situația care s-a aici. Nenumărate plângeri am scris, dar și așa chita. Și spunea că e familie, lămuriți-vă în familia dumneavoastră. Am fost și internată la spital, am avut căsturi la cap. Dar, într-un fel, după ce am fost internată la spital, soțul spunea că dacă scrii plângere, n-a să trăiești. În orice caz, m-a amenințat. Dar de multe ori m-a amenințat cu copii, ca să-mi iei copii. Asta pentru mine copii era ceva ca orice mamă. Și ca să fie familia unită, încercam să răbdăt. Am divorțat, mi-am căutat de lucru, ne-am luat gazdă, dar orice în oraș, unde m-aș dus cu gazdă sau la lucru, eram amenințată. Eram urmărită. A fost primul an după ce am divorțat, încă nu prinsem divorțul. Și pur și simplu a venit un poliță de sector și mi-a spus, era înainte de ziua mea de naștere, și a intrat în casă, mi-a spus să dau pașaportul și mi-a spus că sunt în căutare. Cum poți fi în căutare dacă eu lucram în oraș? Cum aș putea să fiu în căutare? Nu. Dumneavoastră trebuie să mergeți cu mine la oficiu. Am mers pentru că trebuie. Era pe la ora 6, nu mai țin minte precis de mult. Când m-am suit în mașină cu polițistul, era un șoferul la volan și în urmă era soțul meu. Am ajuns până la poliție acolo, s-a dat polițistul jos. Era taxist, omul și ala. M-a luat acasă și atunci a fost foarte tare bătut. Dar de multe ori, după ce m-am bătea, mă trimite la mama mea. Dacă avem vânătăi la față, după ce am trimit eu vânătăile, venim acasă. E foarte greu și foarte rău să răscolesc toate ce este rău. Pentru că ani în șir nimeni nu le-a făcut dreptate, lăsându-le să doarmă prin cimitire, să se ascundă prin râpi sau de frica morții să fugă de acasă, într-o clipă de disperare, au lovit ele, apărându-se. El m-a numit în cuvinte urâte și când a dat să mă lovească, eu m-am sculat. Eu m-am apucat de păr, m-am întors, cum am nimerit cuțetul ăsta, eu singur nu m-am... Și l-am lovit de 2 ori, între care am aruncat cuțetul și am fugit afară. Fiul stătea în camera lui,
Fiul atunci avea 16 ani. Opuzit, era în camera lui, eu am strigat din maies că mama l-a tăiat pe tata. Eu am ieșit de afară, el, tatăl m-a chemat, am luat telefonul, am sunat salvarea, a venit salvarea, l-a luat. După ce a venit poliția, clar lucru. El a decedat a doua zi, asta a fost duminică, pe la ora 10. S-a decedat a doua zi dimineața, la ora 5-7 minute. Îmi pare rău ce am făcut, n-am vrut, că, mă rog, am răbdat și n-am, că, să zic, intenționat nici de cum. Că dacă el e intenționat, mă rog, putem să fac așa, că să nu stau aici. Domnul procuror ne-a spus că dacă nu merg în priznancă, a să fie 18 ani. Dacă a să merg în priznancă și a să spun că eu, a să fie 10 ani. Eu atunci nu știam ce să răspund și ce să zic. Și a spus că da, cuțitul, dacă a fost la prietenile mele, cred că eu am fost. La noi în seara aceea am fost și mătușa și moșul și a mai fost un băiat de mahală, care cu mătru de-a nostru. El în timp și ala s-a dus de acasă. O stat și când s-a dus, după ce copilul a început a plânge? Eu nu știu, că eu le-am început pe soț sau cu mătru cealaltă care era acolo. Pe mine m-au arestat și m-au dus la penitenciarul 13. După aceea am mai făcut apeluri pe acasă, mi s-a spus că s-a găsit în primăvară alt cuțet. Și nu se știe cine și cum și ce s-a făcut. Dar dovada a fost că prietenii au fost a mele. Femeile regretă cele întâmplate, mai ales pentru că, fiind condamnate la ani grei de pușcărie, nu și-au putut crește copiii așa cum ar fi vrut și așa cum și ei au meritat să crească alături de mamele lor. Eu tare mă temem că ar să îndepărteze de la mine. Chiar după a treia zi, după ce am dat drumul de la 72 de ori care a fost închisă, am întrebat Dima că ai și eu de pe mama, dar el zice că pentru ce? Pentru că ea că l-am tăiat pe... Dar el zice, nu, mamă, pentru că el când nu crescudeam, el când nu mă bătea, sări la bătaie și el, eu strigam, Dima, tata mă bate. Și pe el mi-a zis, pentru ce? E că spune că zice că dacă el nu mai știu de la lucru, spune care e motivul. Ca el începe cu jurituri, cu diferite de astea. Băietul înțeles că am dus o viață, că l-a judecat băietul și a spus că zice, că de ce nu l-a lepădat? Deci cum trebuie să alep dacă el i-a spus în față? Că dacă te duci unde te duci, unde te găsesc, acolo te omor. Și zic, mama de nevoie trăi cu dânsul. Fiul lucrează în Spania, la brutărie. Și el zice că este eu numai să ies, și eu și să lucrăm împreună la brutărie. Eu, cu mare dragoste, dar mai așteptăm. Și răspuns, mulțumită din partea băietului, e la locul lui, s-a aranjat. Mă susține foarte mult, atât vreme îmi spune, mama, nu te gândi unde ești. Atât vreme gândești cu mașina și o să treacă mai ușor. Am rugat-o pe sora că suntem sora și mătușa copilă, ca mai fi mai bine copiii să fie la părinții mei acasă. Sora s-a decis și a luat de luna septembrie cu totul la ea. Și acum e cu sora, amândoi, 11 și 10. Cu ce pot eu le ajut? Cu un salariu de cea la noi care este. Unde lucrați? Lucrez la bucătărie. În penitenciară. Salariul meu e 200, dintre care achit ies cu soacră. 240.000 a cerut soacra pentru muraniu șerb. Și noi ne stăruim câte o leacă din ceea ce avem să achităm și acolo. Cu vrem acasă lângă copilaș care ne așteaptă. Îmi pare rău de ce s-a întâmplat, că am ajuns la așa o situație dacă nu eram eu. Nu era el, eram eu sau invers. Am doi băieți care sunt o mamă mândră. Mândră. Mult m-am temut că ajungând aici, ca băieți, ajungând la această vârstă, vor alege un drum greșit, fumat, servit. Dar eu sunt o mamă mândră, care ei mi-au inspirat așa o putere și o răbdare să trec peste toate acestea. Și mulțumesc lui Dumnezeu că decât încă sunt aici. Deci câștig la o vârstă atât de fragil. Cum am început-o și eu să-mi câștig cățică de pâine. Și le doresc la toate mamele care sunt aici în acești părinți să aibă așa copii. Să le dea eu
să inspire așa o putere cum i-a inspirat și mie, de a trece peste toate încercările care le-am avut în acești peiești. Să nu răbde, să, cum zice moldovanul, să dezlege ca calul de odată. O văzut că nu trebuie să șadă, să răbde, pentru că e ca unii ajungem. Iată rezultatul. Trebuie cumva să rezolvi, să... Eu știu, poate dacă nu e înțelegere deodată, nu încearcă și una și alta și noi, dar de vă lasă divorțul. Pentru încearcă asta, închisoarea asta, pe mine mă... O leacă m-a trezit la viață și am unii am dat seama și nu trebuie. Trebuie să calc peste tete, să mă duc să lepă, nu să... E o tragedie pentru noi, pentru copiii noștri și pentru părinții care au suferit în urma mea. Și pe viitor la alte fete și alte femei care trăiesc cu frica în sân, mă gine să lese și să margă copilul în brațe sau asta, nu se pierde niciodată. Niciodată să nu răbde. A fost prima palmă să urmeze și a doua. Trebuie să înceapă viață nouă, pentru că, da, spune că trebuie să ierți, dar iertarea nu aduce la mine. Eu am iertat, m-am divorțat, m-am întors înapoi cu tata la copii, dar n-am dus la bine. Copiii acum, atâți ani cât sunt aici, au stat, nu cu străini, cu rudele, dar nu-i mama și nu-i tata. Și cred că ar fi bine ca să fie mama cu copiii, să nu repte toate loviturile, toate jositurile din partea soților. Să aibă curajul și puterea de a spune stop aici. Or să apeleze la cineva de încredere. Eu nu știam, dar acum știu multe, că am citit, am răscolit multe articole unde poți să te adresezi, poți să-ți deschidă ușile. Prezentația cu mancelulă, repet. Prezentația cu mancelulă. Să nu aibă frica de a vocifera ceea ce trăiesc ele. Deoarece trăim cu niște stereotipuri când, din trecut, când le se spunea că te-ai căsătorit rabdă sau ce o să zică vecina, ce o să zică mama. Acum luptăm pentru faptul de a-și lua copii sau de a pleca singur dacă nu are copii, să apeleze la diferite centri care sunt deschise acum în ajutorul femeii. Și eu cred că asta este o regulă de aur, de a putea și de a avea curajul să te rupi din mâna agresorului. Pentru că multe nu au curaj să fie maltratat zi și noapte, cum spun unii că erau trezite din somn, că să consume alcool cu ei, nevrând să consume alcool, că au copii sau a doua zi este la lucru. Era bătută. Eu nu cred că este un eveniment fericit în viața unei femei. Indiferent că ține de acordarea termenului de detenție sau în alte legi, avem lacune. Discutând tot la întruniri, seminarii de a dezvolta programe sau în care noi ne dezvoltăm niște abilități de a lucra cu femeile victime, discutam că e prea aspru să pedepsești o femeie care și înainte de asta a fost pedepsită. Nu știu, cred că legiuitorul mai are de lucrat la aspectul ăsta de cum să pedepsești o victimă a violenței. Când noi vorbim de victimele violenței, trebuie să spunem și să recunoaștem că la nivel național preponderent sunt femei, adică numărul victimelor sunt femei, și atunci în cazul femeilor care ispășesc pedeapsă cu închisoare pentru violență în familie, soldat cu deces, care anterior au fost victime, nu am putea spune că legislația este foarte prietenoasă. Și o să explic de ce, pentru că în mare parte femeile care mult timp s-au aflat într-un cerc al violenței, unele poate au raportat actele de violență, dar altele poate nu au raportat din varii motive. Deci, la moment, legislația nu le dă un spectru foarte larg de
privilegii, hai să zicem, sau ca să le fie redus pedeapsa pentru această circumstanță. Adică pentru circumstanța că au fost într-o stare de victimitate mult, mult timp. Deci, la această etapă, circumstanțele atenuante care sunt prevăzute în codul penal nu includ și situația de aflare într-o stare de victimitate, cum sunt victimele violenței în familie. Avem multe cazuri acolo unde femeile mult timp au răbdat, au răbdat violența și în circumstanțe critice au ripostat, adică au dat înapoi partenerului de viață care era violent și au ajuns să execute o pedeapsă cu închisoarea. Atunci când noi mergem și le consultăm în cadrul proiectului pe care îl avem cu Centrul de Drept al Femeilor, ele declară că s-au aflat în legitimă apărare. Și cu adevărat, legea noastră prevede posibilitatea liberării de răspundere penală în legătură cu legitima apărare. Dar în practică asta nu se întâmplă sau e foarte greu de demonstrat, am putea zice că asta este foarte greu de demonstrat și spre regret majoritatea ajung să execute pedeapsa. Cu toate că noi am avut o istorie de succes, deci noi am întâlnit-o pe o doamnă la penitenciarul Rusca, ea avea și o dizabilitate senzorială. Deci ea a ajuns pentru că l-a omorât pe persoana care a dorit să o violeze. În 2020, până la pandemie, a fost inclusiv și Centrul de Drept al Femeilor, a făcut analiza compatibilității legislației noastre, a statului nostru, cu prevederile Convenției de la Istanbul, inclusiv atunci când au fost evaluate legislația, s-a indicat sau s-au făcut recomandări de amendare a legii, astfel încât situația de victimitate sau victimele violenței în familie să fie protejate inclusiv când ajung în asemenea situații critice. Dar la această etapă încă nu avem introdus această modificare.